Un dialog purtat la Moscova între o jurnalistă a revistei India Today și ministrul de externe rus Sergei Lavrov s-a transformat într-o amenințare atât de directă încât presa rusă a scos-o imediat în titlu. Amenințare fără precedent a lui Lavrov, intervievată de un ziarist dintr-o țară nucleară. El spune că Rusia nu va folosi bomba atomică în această etapă. Afirmația lui Lavrov contrazice parțial o altă declarație venită de la Kremlin la sfârșitul lunii martie. Anterior, secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin a declarat, potrivit aceleia surse, că nu există planuri de utilizare a armelor nucleare în Ucraina. Potrivit lui Peskov, nimeni din Rusia nu ia în considerare nici măcar o astfel de idee. În martie, The New York Times relata, citată de presa rusă, că Statele Unite au creat un grup special denumit Tiger, care elaborează un plan de răspuns al Washingtonului în cazul în care Moscova folosește arme nucleare, biologice sau chimice. La rândul său, cancelarul german Olaf Scholz a declarat că țările occidentale vor lua măsuri dramatice dacă Rusia va folosi arme chimice sau biologice în Ucraina. Acest lucru ar avea consecințe grave și suntem uniți în ideea că vom răspunde cu măsuri dramatice și deja ne gândim cum se va face acest lucru, a declarat Scholz într-un interviu acordat unui canal de televiziune german. În același interviu acordat revistei India Today și publicat marți, Lavrov a anunțat că armata rusă începe următoarea fază a operațiunii în estul Ucrainei.